Sebi, începem! Bună ziua, suntem din nou la emisiunea Sănătatea Ta și avem un oaspet deosebit, pentru că v-am obișnuit deja cu oaspeți deosebiți, dar a venit de la București și încă îl mai găsiți săptămâna aceasta la noi în Oradea, pe domnul psiholog, numerolog Anatol Basarab. Bună ziua, domnule Anatol, bine ați revenit în emisiunea noastră! Bună ziua și bine v-am regăsit! Domnule Anatol, nu vreau să vă fac o introducere foarte mare la această emisiune pentru că sunteți deja cunoscut, dar am urmărit o emisiune în care vorbeați despre sănătate și numărul apartamentului. De aceea mi-am dat seama că este foarte important pentru sănătatea noastră nu doar data nașterii, așa cum credeam eu, ci diverse alte numere care pot să spunem așa, să ducă la o sănătate mai bună sau mai puțin bună a noastră a individului. Care ar fi aceste alte numere care influențează sănătatea noastră? Păi, reieșind din ideea că omul trăiește într-un multivers, nu într-un univers, așa cum am crezut până acum. De fapt, lucrul este recunoscut de mii de ani în urmă, dar nouă ni s-a spus până într-o perioadă de timp că trăim într-un univers. Cele mai importante cifre care determină sau care din start ne arată la ce putem fi ușor atacați, ca unde suntem vulnerabili, este cifra de naștere, ziua de naștere, cifra de vibrație a zilei de naștere, mai corect spus. Cifra de vibrație însemnând ziua de naștere redusă până la o singură cifră. Adică dacă ești născut în data de 10, cifra de vibrație va fi 1. Dacă 19, 1 plus 9, se adună între ele, egal cu 10 și egal cu 1. Așa, 22, adică cifra de vibrație 4. Acestea sunt cifrele cele mai importante care din start ne arată unde omul poate să fie vulnerabil în cursul vieții. Și din perspectiva dată, numerologică, spunem așa, iar numerologia este o știință care se ocupă de studiul calităților și nu a cantităților, cum fac matematicile, de exemplu, din cele mai vechi timpuri era foarte bine cunoscut că omul numerește din momentul nașterii sale într-o lume care este construit în baza măsurilor, adică totul are măsură. Totul de la până la. Și din perspectiva respectivă, omul este limitat sub toate aspectele sale, inclusiv și are limite la nivel de sănătate. Deci să înțelegem că de când te-ai născut deja se știe tot, se vor ști toți pașii tăi pe care îi vor urma, toate problemele de sănătate pe care le vei avea? Numerologic vorbind, da. Adică din start, de la bun început, știm, de exemplu, și medicina știe. Cei născuți iarna sunt mai ușor înclinați sau predispuși către schizofrenie decât cei născuți vara. Astea sunt cercetări științifice, spunem așa, care sunt foarte bine cunoscute. Există și explicații, spunem așa, medicale, psihologice, psihosociologice, din ce cauză se întâmplă lucrul respectiv. Tot așa și numerologie este de la bun început știut, în dependență de ziua de naștere, cifra de vibrație a zilei de naștere, care sunt vulnerabilitățile acelui om în perioada vieții lui, existenței lui în lumea dată. Asta nu înseamnă că omul obligatoriu este, vă spunem așa, scris undeva, că el trebuie să îmbolnăvească, dar trebuie să știe că este vulnerabil și în anumite condiții pe care dacă le va îndeplini, boala se va declanșa inevitabil pentru că la nivelul respectiv viața este un mecanism și este nemiloasă cu omul care încalcă o regulă sau o lege sau o normă, fie a naturii, fie a naturii proprii. Dar știind aceste date, știind că te-ai născut în data D și poți să fii predispus la anumită boală, poți să previi? Exact. Omul este stăpânul propriului destin. Adică el este pe propriul său, spunem așa, vindicător, dar și propriul său demon care se face tot posibilul, chiar că inconștient, ca să se îmbolnăvească. Dar cunoscând o serie întreagă de administrație, noi apare problema cunoașterii. Noi ne cunoaștem prea puțin ca să ne și administrăm corect. Iar oamenii care învață sau cunosc mai multe lucruri despre ei sau despre viață sau despre omul și locul lui în viață, cum se oglindește viața în om, cum omul se oglindește în viață, relația dintre om și viață, viață în general,
Așa, atunci el are posibilitatea de a administra mai bine propria sa corporalitate, mecanica propriului său organism, fiziologia, psihologia, sufletul, spiritul, toate lucrurile respective le poate clădi frumos pe o axă de dezvoltare, care putem să o numim dezvoltare personală sau spirituală sau psihologică, sensul este același. Dar unde învățăm această, cum să clădim această axă? Normal, lucrurile respective trebuie să le învățăm încă în grădiniță. Sunt lucruri atât de elementare pe care le poate, sunt unele lucruri atât de simple și bine de știut încă din perioada, spunem, clasei a întâia sau a doua. Dar pentru că sistemele educaționale și, în general, spunem așa, nivelul nostru de conștiință actuală a civilizației care trăiește astăzi pe Terra este orientată către competiție și consumism, nimeni nu are niciun interes în învețe lucrurile respective. Am avut atunci un om la curs care mi-a spus un lucru foarte interesant și asta m-a uimit cumva, dar m-a pus și pe gânduri. A fost un fel de compliment care îi feresc, îmi place să ascult sau să primesc complimente, dar doar că nu mă simt. Să vă recunoască cineva. Da, doar că acele complimente nu mă smintesc. Atâta e tot. Am eu grijă ca să nu mă smintesc la acele complimente. Dar am spus în felul următor, Anatol, trebuie să trăiesc 45 de ani ca să aflu niște lucruri care era bine să le știu la 12, 14, 15, 20 de ani. Dacă le știam atunci, viața mea poate până acum, până la 45 de ani, rula și se orienta în tot o altă direcție și nivelul de bunăstare, totală bunăstare, socială, familiară, materială, emoțională, spirituală, poate că era cu totul altfel. Și în general trăim o altă calitate a vieții. Ne puteți spune câteva din aceste sfaturi care trebuia să le învățăm la grădiniță? Poate nu le știm sau poate le-am învățat, dar le-am ignorat sau nu le vedem la valoarea la care trebuie să le vedem. Din punctul respectiv de vedere există trei mari categorii, să le numim așa, de oameni care se pot îmbolnăvi de trei, spunem, de pe trei direcții total diferite. Adică toți oamenii care sunt născuți pe data din 1 sau cifra de vibrație 1, adică 19, 28, toți cei care sunt născut în data de 4 sau cifra de vibrație 4, adică 13, 22, 31 și toți cei care sunt născut în data de 7 sau 16 sau 25, indiferent luna, toți oamenii respectivi sunt predispuși în cursul vieții să se îmbolnăvească de așa numitele îmbolnăviri, cauza cărora este spirituală, neînțelegere, frământare spirituală zădarnică, cheltuieli de energie în direcția respectivă, parte din ele sunt ajung să devină foarte rapid tulburări psihologice care nu sunt evidențiate pentru că noi nu mergem la psiholog. Trece timpul peste ele și ele ajung să se somatizeze și ajung mai în cele din urmă să fie o boală psihosomatică sau aproape cronicizată la nivel corpului fizic. Medicul este evident că din cele mai bune intenții el va încerca să repare boala la nivelul corpului fizic, cauza fiindu-i în schimb în tot o altă parte, adică în nivelul de gândire, în nivelul de percepție, de asimilare a informațiilor, de atitudini față de viață, lucrurile astea toate poate să ne îmbolnăvească foarte grav. Eu dacă aș fi medic, adică am studiat medicina, dacă aș practica medicina... Sunteți psiholog, dar practicați mai mult parapsihologia. Exact, am studiat și medicina clasică, spunem așa. La mine, dacă ar intra un om și aș fi medic generalist, pe mine m-ar interesa în primul rând din ce dată de naștere este el născut. Și dacă e născut în una din datele astea 1, 4 sau 7 sau cifrele lor de vibrații, atunci primul lucru m-aș interesa... Care este starea lui psihică? Care este starea lui psihică, care este atitudinea lui, ce îl enervează cel mai mult, ce îl frământă cel mai mult, ce nu suportă, ce nu poate înghiți, ce nu poate suporta. Și de aici încep. Pietre la rinichi, pietre la, cum se spune în popor, pietre la ficat, cum ar fi, tulburări, dureri de cap, migrene, tot felul de hemoroizi, tot felul de lucruri de genul respectiv. Și atunci spune, simplu, uite, eu îți dau și pastilele respective ca să-ți fac. Dar în același timp ai grijă să modifici atitudinea față de ceva acolo pe care îl doare cel mai mult. Și boala deci se vindică boala cronică, să spunem așa, este dată tot de mental, tot de o tulburare psihică. Corpul nostru, dacă noi nu am intervenit nici într-un fel psihic, emoțional sau energetic asupra lui, așa, el s-ar desfășura activitatea lui perfect, conform strict legilor naturii, iar natura nu face, spunem așa, greșeli în direcția respectivă. Adică celulele se mulțesc conform unui program pe care este introdus în noi de către însăși natură. Ele știu de la sine cât trebuie să se mulțească în timp de o zi, cât trebuie să moară, cele bolnave, cum sunt scoase afară, corpul și-ar îndeplini perfect funcțiile.
Însă omul este trinitar, nu este doar corp. Și atunci vine omul cu sentimentele și trăirile lui, declanșează tot felul de stări hormonale, adrenalină, tot felul de alte stări pe care le declanșează emoțiile noastre odată trăite. Toate stările, toate hormonii respectiv sau toate stările, reacțiile biochimice se răspândesc prin corp, afectând organismul într-un fel sau altul. De anumite reacții care pot să fie nocive pentru organism. Pe o perioadă scurtă de timp nu, dar dacă acea emoție, ură, de exemplu, o avem săptămâni la rând, sau teamă, atunci este firesc mâine pe mâine să începem să vedem mai rău și nici nu o să ne dăm seama de ce. Ne ducem la medic, medicul ne analizează ochi și îmi prescrie ochelari. Noi purtăm ochelari respectiv, afectându-mi sănătatea și mai mult, dar cauza care a dus la asta, ura, de exemplu, sau teama, n-a fost eliminată. Și din cauza respectivă, omul nu va vedea deloc mai bine. În general, în știință, în Rusia, în cercetările care au fost făcute, s-au constatat că oamenii care văd prost la depărtare, sunt și oamenii care toți au ceva în comun, au un factor comun pentru toți, se tem de viitor. Iar toți oamenii care văd prost de aproape, toți nu sunt păcați cu trecutul lor. Au făcut ceva în trecutul lor care nu le aduce satisfacție sau nu au înțeles sau nu pot înghiți acel trecut sau nu pot măcina, n-au ochi să-l vadă. Să fie aceasta o explicație de ce de obicei tulburările oftalmologice, tulburările de vedere apar după 40 de ani? După 40 de ani este timpul suficient de mare ca să acumulezi în tine atâtea de structurări, să spunem așa, care să ajungă până la nivel celular al ochiului încât să-l afecteze. Astăzi se nasc copii și numai se nasc la 2-3 ani și deja poartă ochelari. Dar dacă întrebăm mama cam cum o trăit ea în perioada asta și cam care erau fricile ei, vedem copilul moștenește deja și genetic acea deformațiune care mama a introdus-o chiar în viața intrauterină când avea copilul. Și nepermințându-i astfel natura să-și dezvolte viitorul organism în conformitate cu legile aici. Omul intervenit și le-a modificat. Din păcate, nu în forma cei mai bună. Haideți să luăm și celelalte cifre. Toți ceilalți care sunt spus în data de 2, 5 sau 8, sau multiplilor, adică 2, 20, 11, 5, 14 sau 23 și 8, 17 sau 26, indiferent luna, sunt predispuși din start în cursul vieții la tot felul de îmbolnăviri, cauza cărora sunt tulburările afectiv-emoționale. Adică calitatea trăirilor lor emoționale le va determina în cea mai mare măsură starea sănătății fizice. Pe lângă asta, ei sunt și cei mai predispuși către tot felul de traume, să spunem așa, care vin sau îmbolnăviri, răni care vin de pe planul social al existenței, adică de la alții. Care ar fi aceste traume? Altora. De exemplu, mergi pe stradă, cineva te-a împins cumva mai tare, ai alunicat, te-ai lovit, ți-a rupt mâna. Adică vin de la ceilalți, din partea celorlalți, fiind împinși de către ceilalți, către competiția socială și alte lucruri de genul respectiv. Ei sunt cei mai predispuși către asta. Ca un astfel de om, 2, 5 sau 8 să fie sănătos, el trebuie toată viața lui să aibă grijă foarte bine și să administreze foarte corect, să menagereze chiar foarte corect ceea ce înseamnă viața afectiv-emoțională, stările emoționale. Și relațiile cu cei din jur, probabil, să-și aleagă foarte bine oamenii care are în preajmă. Corect, pentru că ceilalți, ei în sine nu sunt n-au puterea respectivă asupra altui om, ci ei în sine se pot comporta într-un fel sau altul, determinându-ne pe noi să reacționăm la comportamentele lor într-o așa fel, încât pur și simplu să ne îmbolnăvim. De exemplu, cineva pur și simplu face ceva, se luptă pentru o chestie a lui, un judecată, cum dădeam un exemplu. Iar noi putem să reacționăm la comportamentele lui atât de vehement, încât să murim înainte ca el să ne învingă. Deci haideți să explicăm pe concret. Dacă avem cu cineva un proces, o anumită problemă, se poate că acea persoană care face acel proces să fie, de fapt, inconștient de ceea ce face, cum spuneați înainte de emisiune, să aibă problema lui, de fapt, cu care să meargă înainte, dar să ne afecteze pe noi și noi să ne autodistrugem din cauza unei banalități, să-i spunem așa. Dintr-o cauză care nu este demnă nici măcar de luat în seamă, nu numai că să mai și reacționăm la noi. Putem să acționăm
Dar acțiunea și reacțiunea sunt două lucruri total diferite. Astfel, câți oameni nu sunt că, de exemplu, privesc seara la televizor și văd o emisiune ceva, le spunem, nu știu ce vedetă, nu știu ce a făcut. Și unii atât de mult o urăsc pe vedetă respectiv încât au infarct. Și atunci ce trebuie să facem noi în aceste situații când cineva ne atacă fără să aibă o realitate, de fapt. Deci da, să poate să fie chiar pentru... efectiv și un, spunem, un om cu tulburări mentale, care este procesoman sau are de-a face cu ceva. El are problema lui, el are jocul lui. El deja se joacă, el deja are ceva de câștigat. Lui îi place că se află tot timpul în treabă, tot timpul pe la instituțiile statului, depune tot felul de dosare, se vede important. Dar modul în care noi vom reacționa la asta este propriul nostru joc. Nimeni nu poate să te afecteze niciodată mai mult decât permiți să fie afectată. Nimeni nu te poate jigni vreodată mai mult decât permiți să te jignești. Și atunci poți să detașezi toate lucrurile respective, să-l observi pe el cum faci lucrurile lui și foarte curând vei ajunge detașându-te și neimplicându-te în jocul respectiv, că el încearcă să atragă, ajungi pur și simplu să te râzi. Să vezi cât de mult efort depune omul ăla ca să obțină un rezultat pe care tu, în cazul tău, dacă ai vrea să-l determini, l-ai determinat la mult mai ușor. Nu făcând lucrurile astea, ci ajungând la același scop cu totul altfel, prin alte mijloace. Și te apucă râsul, pur și simplu. Aproape că îți vine, zice, fraierie. Uite, pentru, exact. pentru ca să determine o astfel de schimbare, el depune atât de mult efort. Câtă muncă, acea schimbare cât efort. Putea fi determinată sau putea fi declanșată cu totul, prin alte modalitate, prin alt mijloc, cu eforturi mult mai puține. Deci dumneavoastră spuneți să ne detașăm de tot ce ni se pare că nu are o legătură cu persoana noastră și în acest mod ne putem face o prevenție pentru toate bolile care ne pot ataca organismul. Exact. Dar ne-a învățat asta înțelepții noștri din cele mai vechi timpuri. Nu te lega de nimic. Fă de toate, dar nu te lega de nimic. Adică vrei un pahar de vin? Ia un pahar de vin, foarte bine. În fiecare seară, la câteva zile, un paharuț de vin roșu poate să fie foarte sănătos. Un medicament. Dar, e medicament, dar nu te lega de asta. Dacă o săptămână va întâmpla să nu ai paharul de vin roșu, nu se întâmplă nimic. Te detașezi de lucrul respectiv și acum te observi chiar pe tine sau propriul corp cum tu l-ai deprins, ai creat un reflex condiționat și acum el cere din nou și tu observi și chiar poți fi un joc cu tine însuți. Noi ne implicăm în tot felul de lucruri care nu sunt demne de băgat în seamă măcar. Pe urmă, nu numai că ne implicăm, ne complicăm în toată treaba respectivă sau în jocul respectiv și pe urmă viața devine de dreptul imposibilă. Că omul este o ființă care are un talent imens de a complica lucrurile. După ce le complică, el se implică în acele lucruri și le consideră că chiar trebuie să luptăm cu așa ceva sau chiar trebuie să facem ceva. Și până la urmă nimic nu se întâmplă. Totul este plictiseala plictiselilor. Nimic nu o sub soare. Platon a spus, nu eu. Sau nu te mai bucuri de nimic. Pentru că ajungi la un moment dat când ți-ai îndeplinit toate dorințele pe care te gândeai că ți le putea îndeplini, dar nu te mai bucuri. Realizezi că realizezi tot ce ai că făcut a fost inutil. Sau realizezi că efortul sau investiția pe care ai făcut-o ca să dobândești asta nu este deloc echitabilă cu ce ai câștigat. Și atunci, uite, bucuria e atâta, dar eu am investit jumătate de viață. Merita oare să fac asta? Nu, puteam să fac multe alte lucruri mai interesante și mai utile sufletului, spiritului și minții mele, lucruri cu care chiar pleci dincolo și care rămân cu tine ca experiență. Toate restul nu le iei cu tine, dar uite, experiența, trăirea, amintirea, memoria, toate lucrurile astea care sunt nevăzute, vin din lumea necunoscută, nevăzută, navi. Și nu sunt întruchipate aici încă, adică nu sunt devin iavi, atunci pe ele luăm cu noi. Mai avem cifra nouă, domnule Anatol, despre care nu ne-ați spus... Da, și mai avem a treia categorie de, spunem, de al treilea grup de oameni, care sunt cei născuți în data de 3 sau multiplul lui 3, 6, multiplul lui 6 sau 9 și multiplul lui 9, adică 9, 18 sau 27, indiferent luna de naștere. Oamenii respectiv, tot grupul respectiv de oameni sunt cei mai afectați sau vulnerabili în cursul vieții de la îmbolnăvirile care pot avea ca sursă alimentația, prea multă mișcare sau prea puțină mișcare, prea multă muncă sau prea puțină muncă, prea puțină inadaptabilitate la mediul fizic nou,
Aceștia sunt oamenii care, dacă nu sunt bine într-o casă și încep a trăi acolo, deși casa e bună, e frumoasă și încep să îmbolnăvească, e foarte bine să plece. Pentru că el se află într-un mediu fizic în care nu se poate adapta, dar nu-și dă seama de lucru, nu se poate adapta fizic, emoțional, mental, și s-a adaptat, îi place casa, casa mea, fac. Dar fizic, acel teritoriu deține o anumită energetică, o anumită vibrație, o anumită, spunem așa, melodie energetică, care el nu poate citi, nu rezonează cu el, și atunci îi face disonanță undeva în corp, chiar și la nivel celular undeva. Asta eu razna înnebunesc, încep să produc o serie întreagă, înnebunesc în ghilimele, încep să produc o serie întreagă disfuncții care pot duce chiar către modificări fizice. Și care ar fi simptomele, să le spunem așa, care le simte persoana respectivă când nu se află în casa în care să se afle? E simplu. Primul lucru care îl observă, că deși sunt emoțional și psihic bine acolo, fizic se simt odată cu trecerea timpului din ce în ce mai împovărat. Te trezești dimineața, parcă nu ești odihnit. Toată ziua stai acolo, te simți epuizat. În același timp observi că dacă mergi la pădure sau în altă parte, ești toată ziua foarte activ și vii acasă și mai ai încă putere cumva. Cum ai intrat în casă, la scurt timp după aia, iarăși te topiești cumva. Astea sunt simptomele care chiar spațiul ți le arată că nu interacționează corect cu ceea ce numește propria ta fiziologie. Și atunci spațiul respectiv este bun pentru oricare alt om, dar pentru tine nu. E valabil lucrul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă inclusiv și la animale. Nu depinde de cât de deștept sau inteligent suntem noi la nivel de educație sau instruire. Sunt niște lucruri respective sunt introduse în noi de legile naturii. Nu putem să le modificăm. Natura și ea are interes față de noi. Cum și dar noi dacă avem. Modificăm ceva în casă, dacă schimbăm ceva în designul locuinței... Nu se întâmplă nimic. Energia este forma, partea formală a lucrurilor și partea informală, adică ceea ce e în formă, conținutul e. De la faptul că noi aducem în casă niște elefanței sau niște broaște țestoase de feng shui, de nu știu ce pe acolo, de prin tradiția respectivă, asta nu înseamnă că în casă se modifică ceva. Astea sunt doar niște obiecte de cult, să spunem așa, care au putere sau mai mare asupra sau mai mică asupra noastră, în dependență de nivelul nostru de conexiune la acel sistem de credință, care poate să aibă și partea lui benefică sau vindecătoare de informație, dar poate să aibă la fel de bine și partea, spunem așa, malefică sau sistemul patogenic de credință. Să înțeleg, domnule Anatol, vă opresc puțin, că s-ar putea că am locuit 10 ani, să spunem așa, într-o locuință și după 10 ani acea locuință să nu mai fie bună pentru noi, să trebuiască să o schimbăm? Omul nu este o ființă care precum copacul. Dacă era nevoie să fim așa, noi ar fi trăit exact ca copaci. Aș fi avut rădăcini și acolo ne-am născut într-un loc, natura ne punea într-un loc exact cel mai bun care considera ea pentru propria noastră dezvoltare și acolo de bine de rău creștea. Deci suntem mobili tocmai din cauza ca să ne putem modifica sau schimba spațiile și locurile atât de trai, cât și de somn, cât și de vânătoare, cât și de odihnă. Uite, animalele o fac asta foarte bine. Ele știu exact când și pentru ce este bun un anumit teritoriu. Și anume în acel teritoriu se duc să facă. Urșii de cândva aveau și locuri și elefanții. Chiar unii merg ca să moară. Pentru că în locul ăla se moare mai repede. Și probabil fără durere. Sau... Și probabil fără durere. Că însăși locul te ajută să mori mai repede. Te epuizează mai repede bateria ce a mai rămas din ea și ai plecat, cum ar fi spus. În munții Himalaya undeva există tot așa, în Narayama, cum ar fi, locuri speciale unde oamenii se duc să moară. E adevărat că se duc să moară mulți dintre ei și să moară în meditație, adică să mediteze până când va muri. Oricum trebuie să moară, dar să nu moară așa cumva în gol, ci să moară în meditație. Ei, vedeți, în unele popoare sau unele tradiții, lucrurile astea, să știi, să ține cont de ele. Și noi le-am știut, noi ca popor foarte vechi, noi lucrurile astea le-am știut. Am știut cum să construim clădirea ca să ne protejăm de o serie întreagă. Am știut cum să facem poarta, cum să facem acoperișul de la fântână, formă de piramidă, ca să energizăm apa aia inclusiv și din fântână. Am știut o serie întreagă de lucruri. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor și blocurilor respective, gen stup, în care stau albinele, ridicând unii de la pământ, iar asta o știe orice om care se ocupe de domeniul psihoenergetic, că dincolo de vreo 3-4 metri deasupra pământului, noi nu mai interacționăm corect cu omul, ființa umană, nu mai interacționează corect cu energetica pământului. Și cu cât îl ridicăm mai sus, cu atât mai mult îl desprind de la pământ. Pur și simplu la pământ, cu atât mai puțin el începe să iubească pământul și rodurile lui.
cu atât mai mult începe să îndepărteze de ceea ce înseamnă o floare. Nu pune preț pe așa ceva, nu le apreciază. Se nu desprinde. Mai sunt valori care nu să mai le sunt poată valori, da. Aprecia la justa valoare. Exact. Din cauza respectivă, nici un animăluț, nici o floare, nici un insect nu mai reprezintă nimic. Adică așa e ceva care... E ca și cum am venit noi, o civilizație de pe lună și descoperim aici. Pentru noi, important e ceea ce e pe lună. Aici sunt doar niște obiecte, nu știu ce înseamnă, ele le călcăm în picioare. Omul trebuie să trăiască pe pământ. Este o ființă care merge pe pământ. Altfel, a fi din start, natura ne-ar fi făcut să conviețuim sau să trăim undeva prin copaci. Și atunci, cum credeți dumneavoastră că ar fi cel mai bine să facem legătura noastră cu natura? Pentru că am foarte multă lume stă la bloc, la apartamente. Dar din ceea ce spuneți, trebuie să păstrăm legătura cu natura. Care ar fi sfatul noastră? Să mergem în fiecare zi sau în weekend, să mergem la pădure, să mergem într-un spațiu verde sau să ne creăm în apartamentul nostru o mică grădină? Cel mai important, s-a observat, iarăși, vorbim de cercetări obiective. Științifice. Să mergem la natură ca să facem un grătar, ca să îmbatem joc de natură în continuare, să lăsăm acolo toate gunoaiele după noi, n-am făcut nicio treabă bună. Din potrivă, acel teritoriu memorează pe fiecare dintre noi, vibrația fiecare și a doua noastră venire acolo, deja natura, copacii, pădurea, te atacă. E puțin cunoscut subiectul respectiv și în general nu vorbim despre așa ceva. Dar numai pentru faptul că noi ne uităm la copaci ca la obiecte, uitând că un copac este și subiect în același timp. Pământul pe care noi mergem... Spuneți că un copac are suflet, are trăiri, are mai simțirele lui? Mai mult decât puteți să vă imaginați. Recunoaște fiecare individ care a mai fost acolo în pădure și dacă ai venit cu intenții rele și ai tăiat un copac acolo ca să-ți faci tu numai grătarul sau nu știu ce, provocând durere unui copac, copacul poate să-ți ofere singur creanga care trebuie. Dar există un ritual întreg. Eu cunosc oameni care lucrează la tăia de pădure. Nu pot să vă spun cum se derulează viața lor. Pentru că zilnic se vin în pădure și zilnic natura îi atacă. Iar ceea ce le se întâmplă pe plan nevăzut și câteodată fenomene inexplicabile, nici ei nu le pot explica. Adică brusc deodată din senin, lângă tine cade un dită mai crengoi uscat și tu știi că în jurul tău nu era niciun copac și n-avea de unde creanga aia scadă. Adică fenomene pur și simplu inexplicabile le se întâmplă acolo în pădure pentru că natura îi atacă ca pe agresori. Și luptă cu ei, afectându-le inclusiv structura energetică. Da, să mergem la natură, dar cel mai important este să lucrăm la pământ. S-a constatat în Rusia un lucru foarte interesant, cei alienații mentali. O mulțime de oameni cu tulburări psihologice sau depresii sau tot felul de, inclusiv psihiatrice, sunt luați și s-a construit spitale, cum ar fi special, la marginea orașului, unde să aibă un teritoriu și pun să lucreze la pământ. Adică să sădească ceva, să cultive, să plegească pe acolo, să prășească, să lucreze la pământ. În ultima fază, încă n-au ce face, pur și simplu sapă în tranșei de aici până acolo, după care tot ia la stupă. Dar munca la pământ este extrem de vindecătoare. Deci contactul cu energiile pământului. Exact. Și a lucra. Iar când mai lucrezi în vederea așteptării unui rezultat între colaborarea ta cu pământul, adică aștepți ca roșia aia să apară, pentru că tu ai pus-o, tu aștepți să apară, asta chiar este vindicător. Astăzi, din ce în ce mulți oameni devin afectați din punct de vedere psihoenergetic, din cauza că au legătură cu natura și cu pământul din ce în ce mai slăbită și nu numai cât mai slabă, ci și dușmănoasă, din potrivă, adică rea chiar. Adică ei când intră în pădure, natura îi atacă. Natura deci chiar rege. Și acele mușcături, să spunem, de gâze, de tot felul de insecte sau îți luxezi piciorul fără să-ți dai seama de ce, aparent, ca poate și cum fi îmi dai seama. Un rezultat a unei excursii făcute în urmă cu câtva timp când ai făcut rău naturii. Fără doar și poate. Țineți minte, poveștile noastre populare spuneau că în pădure trăiesc acei numiți micuțe gnomii, care din când în când se joacă cu tine, care fac tot posibilul ca să te rătăcești, ca să aibă cu cine să juca, cu un om, că altfel se plictisesc. Ei, acum stăm și ne gândim cât de adevărate ar fi subiectele respective. Știința actuală, deși nu se scrie despre asta în reviste gen Cancan, ci în reviste de specialitate, care sunt foarte rare și greu acces la ele, pentru că sunt ediții limitate, pentru
din start pentru anumit oameni care s-au abonat la, revistele respective. Și care știu să le înțeleagă. Și care știu să le înțeleagă și le caută astfel de informații și care se dezvoltă în direcția respectivă, spun că lucrurile respective nu sunt deloc false. Adică nu sunt deloc doar o simplă imaginație a creației populare. Gnomii, deci toate aceste personaje din poveste sunt de fapt reale. Reale într-un anumit mod. Într-un anumit mod și au anumite expresii și se manifestă într-un anumit fel. Iar cercetările arată că planta, o plantă de mimoză, așa se numește planta, care a fost jignită de către un om, recunoștea omul la 6.000 de kilometri. În viitor s-au gândit, deja se gândește știința că cel mai bun detector de minciuni posibil vreodată, deci în viitor, va fi însăși natura. Adică vom învăța să culegem informațiile sau reacțiile copacilor la noi, la gândurile noastre, la emoțiile noastre și ele vor detecta perfect unde noi mințim. Dar să înțeleg atunci că aceste tăieri masive care sunt acum la noi în țară sunt tot o reacție a noastră, a faptului că noi nu mai știm păstra legătura cu natura? Din cauza că nu mai avem niciun fel de grad de dragoste, iubire și nici sfințenie în legătură cu asta. Noi privim pădurea că doar ca pe niște copaci, ca pe niște lemne sau ca pe viitoare mobilă, uitând că copacul respectiv e demonstrat științific, apropiindu-te de el și vorbind cu el, el reacționează într-o fotosinteză, crește lichidele, se ridică de jos în rădăcină către tulpină mai repede, totul, el, toți parametrii lui bine studiați, care și toate informațiile culese prin tot felul de senzori, ne arată copacul comunică cu omul. Iar dacă îl jignești sau îl sperii sau îl amininți, copacul își modifică activitatea. Uite, asta am văzut când eram mic odată. Avem acasă un copac de prun care de vreo 2 ani de zile nu mai de recoltă deloc. Pur și simplu se usca așa cumva. Și atunci a venit bunicul meu, a luat toporul de față cu tata și l-a izbit odată în trunchiul copacului jos acolo. După care l-a scos și i-a spus, dacă la anul nici la anul nu dai rezultate, te voi tăia definitiv. Ei, la anul copacul respectiv a dat atât de multe roade cât și pentru ceilalți doi în care n-a dat. Și atunci am înțeles că ori bunicul mi-a făcut o magie și n-am știut, eu eram prea mic, ori chiar există între om și copac în formă anumită de comunicare. Deci, dar al doilea... Deci, te poți comporta ca și cu un copil, pentru că și pe copil un pic îl speriem ca să obținem niște rezultate. Mai mult. Exact așa ca un copil, numai că în anumite situații copilul suntem chiar noi. În alte situații, când avem de a face cu un singur copac, cu un singur ceva. Acolo, da, copacul este copil, dar când ne raportăm că acel copac face parte dintr-o conștiință cumva colectivă și este conectat la informația și la câmpul informațional și energetic a tuturor copacilor de acel soi, atunci jignind un singur copac, tu de fapt jignești toți copacii respectivi de pe suprafața pământului. Și nu știu în ce vârf de munte o să te afle, o să trebuiască să supraviețuiești, o să te apuci de creangă unui copac de acelui soi și o să vrei să te tragi în sus și tăman la tine iau să rupă. Fără nicio explicație logică. Da, fără niciun fel de explicație. Nu uitați că mesajele noastre pot fi primite și pe adresa de mail noastră, sanatatea@antena1.ro. Domnul numerolog, domnul Anatol Basarab, va primi mesajele noastre și va răspunde cu siguranță. Domnule Anatol, ne apropiem de final. Mai avem 3 minute să transmiteți un mesaj, dar am să vă rog și am să vă provoc la următoare emisiune să ne spuneți dacă există o legătură între numărul de locuință și sănătatea individului. Pentru că am ne-ați spus data cum afectează. Și dacă mai sunt alte numere care afectează sănătatea noastră? Există o serie întreagă de numere care nu ne afectează. Numărul în sine el nu mai indică. Indică partea noastră unde noi putem fi puternici, apărați, sau părțile noastre slabe. De fapt, spunem călcâiul lui Ahile. Unde ne este călcâiul lui Ahile? Unde suntem mai vulnerabili. E vulnerabil. Chiar și seria buletinului ne arată unde noi putem fi vulnerabili în plan social și de acolo ne se poate trage sănătate sau afectarea, afecțiunea ale sănătății care le putem dobândi din relația vieții sociale, adică din mișcarea noastră prin lume. Prin lume, ne uităm în buletin ce scrie, care lume? Cetățean român. A cetățenii, atât timp cât te afli pe aici, pe în România, suntem. Apartamentul și el ne arată unde poate să ne întărească sănătatea, dar unde poate să ne ne-o tulbure, să spunem așa. Numărul deci unde de mașini, ne simțim mai bine sau unde ne simțim mai rău? Exact. Numărul mașinii poate să ne arate foarte clar
cu lux de amănunte. Că nu știm noi să citim, asta e din cauza că e ca la aparatul ăla de citit discurile de vinil. Nu mai avem ac pentru așa ceva, să hurui tot, dar nu mai deslușim foarte clar. Dar asta poate fi învățat, acul poate fi ascuțit, atenția poate fi focalizată mai atent, mai bine și atunci putem citi și informația respectivă și ne putem folosi. Suntem la final, domnule Anatol, am să vă rog pe scurt pentru telespectatorii noștri un mesaj și am să vă rog să nu ne refuzați să mai veniți și altă dată la noi în emisiune. Cu cea mai mare plăcere și altă dată atunci când va sta în putere. Telespectatorilor tău ce se spun? Decât știi, trebuie să-l transmit un mesaj. Cel mai important mesaj care este să fie atent. Adică încercați să fiți mai atenți la propria voastră sănătate, pentru că mai interesați de propria voastră sănătate în lumea respectivă nu-i nimeni. Mie personal, de exemplu, poate să mă doară cu un prieten de-a meu sau mai mult sau pățit ceva, poate să mă afecteze mai mult sau mai puțin, dar pe mine asta nu mă doare. Vă doare asta numai pe voi. Voi sunteți cei mai interesați de propria voastră sănătate. Din cauza asta, voi trebuie să fiți cei care investigați, care controlați și care, spunem așa, vă îngrijiți de propria voastră sănătate, prin orice mijloc. Dar cunoașterea în direcția respectivă, slavă Domnului, există. Trebuie numai să aveți voință și dorință de a vă cunoaște. Și să știm să înțelegem ceea ce exact ni se oferă. Exact. Vă mulțumesc mult, domnule Anatol. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați că puteți transmite mesajele pe adresa sanatatea@antena1.ro și nu uitați că sănătatea dumneavoastră depinde doar de dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, multă, multă sănătate. La revedere și o după masă minunată. Sebi, ești gata? Oh, dar mai puteam vorbi... Mai trebuie să facem încă câteva emisiuni. Sebi, ești gata? Bun.